Dezangajarea, dezorganizarea, dezinformarea și deziluzia, acestea sunt simptomele unei companii care a părăsit traiectoria dezvoltării și expansiunii și care mai devreme sau mai târziu va înceta să mai performeze și deci să existe. Detalii despre revenirea pe linia de plutire a businessului ne dă acum Adrian Vascu în rubrica Veridice. Bine v-am regăsit! Vorbeam săptămânile trecute despre o nouă paradigmă de leadership și rolul acesteia în eforturile de restructurare, reorganizare, reașezare sau adaptarea companiilor la noile realități. În acest episod vom discuta despre cele mai complexe provocări pe care liderii trebuie să le rezolve în organizațiile pe care le conduc pentru a oferi șanse acestora la supraviețuire în prezent și reinventare pentru viitor. Sunt patru cele mai dificil de soluționat conform teoriei dezvoltate de Fred Kaufman în cartea sa Revoluția Sensului. Dezangajarea, dezorganizarea, dezinformarea și deziluzia. Acestea sunt simptomele unei companii care a părăsit traiectoria dezvoltării și expansiunii și care mai devreme sau mai târziu va înceta să mai performeze și deci să existe. Astăzi vom detalia dezangajarea sau neimplicarea, probabil cea mai presantă problemă din ultimii ani. Auzim de foarte multe ori plângerile managerilor că oamenii nu se implică, nu le pasă, nu par motivați și nici interesați de companie. Studiile Gallup pe piața americană par să le dea dreptate. În ultimii 20 de ani, procentul celor implicați a scăzut an de an până la sub 30%. Alți 50% nu sunt implicați, pleacă la prima oportunitate. Și apoi mai sunt cei 20% care nu doar că sunt nefericiți la locul de muncă, însă răspândesc frustrarea în rândul organizației, ajungând fie și inconștient sabotori ai colegilor și companiei în sine. Și totuși, de ce le-ar păsa companiilor? Simplu, pentru că impactul dezangajării oamenilor este major. 50% mai multe accidente, 60% mai multe defecte de calitate, iar estimările spun că pierderile doar din Statele Unite se ridică la 450 de miliarde de dolari în fiecare an. La partea opusă, cum arată rezultatele celor implicați? Evaluările clienților sunt cu 10% mai bune? Rentabilitatea mai mare cu 22%, productivitatea cu 21%, iar retenția oamenilor cu 25% mai bună. Fluctuația de personal este mai redusă cu 65%. Rezultate mai bune fără nicio altă îmbunătățire, fără digitalizare sau automatizare, fără reinventare, fără noi tehnologii, doar prin implicarea oamenilor. Într-o astfel de situație, ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem este să construim o falsă grijă pentru oameni. Un sondaj, câteva prezentări, un training, două, fără niciun impact în activitatea zilnică a oamenilor. Dimpotrivă, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne analizăm cu mare atenție pentru a ne asigura că nu suntem noi un lider care descurajează implicarea. Iar apoi, ar trebui să studiem cu atenție leadership-ul din organizația noastră, identificând realist starea celor trei dimensiuni, adică cum arată compania, echipa și individul. Compania reprezintă dimensiunea impersonală și se referă la modul de organizare și funcționare al companiei. Aceasta conține elemente precum sarcini, sisteme, procese, alocarea de resurse și responsabilități. Dimensiunea companiei vizează creșterea vânzărilor, scăderea costurilor sau câștigarea cotei de piață. Echipa reprezintă dimensiunea interpersonală și se referă la capacitatea organizației de a oferi angajaților un mediu benefic pentru colaborare. Aceasta conține elemente precum solidaritate, reciprocitate, încredere sau cooperare. Iar individul reprezintă dimensiunea personală, nevoia umană de realizare personală, de evoluție, recunoaștere, de împlinire, sens și fericire. Dimensiunea individului privește abilitatea companiei de a determina oamenii să se dedice cu entuziasm atingerii scopurilor organizației. Indiferent că noi măsurăm aceste trei dimensiuni sau nu, trebuie să înțelegem că angajații reacționează la rezultatele celor trei măsurători zilnice. Relația cu superiorul ierarhic direct, încrederea în următorul nivel ierarhic de conducere și mândria de a lucra pentru companie. Dacă aceste măsurători dau rezultate mici, și motivația oamenilor de a se implica va fi tot mică. Traversăm o perioadă fără precedent.
Soluțiile de care avem nevoie pentru a merge mai departe, a depăși obstacole zilnice pentru supraviețuire și pentru a ne reinventa în pas cu vremurile, se găsesc în interiorul companiilor noastre. Însă trebuie să le activăm prin concentrarea pe oameni. Potențialul lor nematerializat este o oportunitate ratată pentru companiile noastre. Vă propun să folosim încercarea majoră prin care trecem în prezent ca motivație pentru a ne îndeplini cu adevărat misiunea de lideri, să avem grijă de oamenii noștri care au grijă de clienții noștri care vor avea grijă de companiile noastre. Puteți afla mai multe despre toate cele patru probleme majore menționate în cartea Revoluția Sensului a lui Fred Kaufman. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi informații veridice. Până atunci, puteți citi detalii despre acest subiect pe pagina noastră de Facebook sau în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!